Interior și ca o jertfă de arde întreagă, ea plinicină vreme cercetării sale, vor străluci și ca scânteie prin paie vor puși de capuri lini și vor stăpâni popoare și va împărăți întru dânsii. Domnul în veci, cel ce nădăjduiesc, spre dânsul vor înțelege adevărul și credincioșii în dragoste vor petrece cu dânsul, că doar și milă este pentru vioșii duri și cercetare pentru aleșii lor. Înțelegeți! Și că mântețele sunt înțelepciunea oamenilor și vârsta bătrâneților viață nespurcată. Plăcutul Dumnezeu, păcându-se la iubit și vețuind între păcătoși, s-a mutat risipitul său, ca să nu schimbe răutatea mintea lui sau înțelepciunea, să înșele sufletul lui că râna răutății întunică, cele bune și neîncrânarea poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Sfârșindu-se peste puțin, au împlinit arii delungați că era plăcut Domnului sufletului. Pentru aceea s-a grăbit o scoate pe dânsul din mijlocul răutății și poporile văzând și recunoscând, nici punând în gând una ca aceasta, că dar și milă este pentru curioșii lui și cercetare pentru aleșii lui. Să zicem toți din tot sufletul și tot cugetul nostru, să zicem Doamne, miluiește! Doamne, a fost Sfântuitorul Dumnezeul părinților noștri, rugăm ne se auze și miluiește! Și binecăvântătorii ai sunt locașul, iar
acestuia. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Sfinte, iubim pentru cei ce aduc harul și fac bine, sunt și tot cinstită, mărăția aceasta, pentru cei ce se osești, pentru cei ce gândești pe tot poporul ce este înainte, și așteaptă ca tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Greșelile noastre la Domnul să cerem.
11 apostole, ați răucit harul Duhului Tău, Mântuitorul nostru, Tu ești Dumnezeu întâi, Tău și după acestea și în veci Tu ești Dumnezeul nostru. În curțile Tale Te voi lăuda pe Tine, Mântuitorul lumii, și plecându-mi genunchii, mă voi închina puterii Tale cele nebiruite. Seara și dimineața și la amiază zi și în toată vremea Te voi binecuvânta, Doamne. În cursele Tale, Doamne, plecându-ne genunchii sufletului și ai trupului, Te lăudăm credincioși pe Tine, Tatăl cel fără de început și pe Fiul cel împreună fără de început și prea prea Sfântul Duh cel împreună veșnic, care luminează și sfințește sufletele noastre. Prăznuim cinstită pomenirea cuvioasă Agafia, cu credință să o lăudăm pe ea, ca una ce s-a făcut biserică via lui Hristos Dumnezeu. Petrecerii celor fără de trupuri, Te-ai arătat următoare prin răbdarea suferinților, prin înfrânare și prin cântarea cea necontenită a psalmilor. Fericită, Maică, ceea ce ești vrednică de laudă, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, căutind totdeauna spre cele de sus, ai călătorit pe calea cea îngustă din pruncia Ta, cuvioasă Maică, pentru care și făcându-Te locașul Duhului, în cântări lăudându-Te, Te fericim și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când ai trimis pe Duhul Tău, Doamne, în timp ce apostolii stăteau, atunci feciorii evreilor, văzând aceasta, s-au tulburat de spaimă, că i-auzeau pe dânsii grăind într-alte limbi străine, precum le dădea Duhul, că nefiind învățați fiind au fost făcuți înțelepți și de păgâni la credință, vânându-i ca niște iscuțiți, cuvântători grăiau cele dumnezeiești, pentru aceasta și noi grăim ție. Cel ce Te-ai arătat pe pământ și din înșelăciune ne-ai mântuit, Doamne, slavă Ție! Este Dumnezeule poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă și cu drăi, înalță fruntea drepănitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate, pentru rugăciunile prea curate, stăpânii noastre, născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor netrupești puteri, cu rugăciunile cinstitului slăvitului proroc și înainte mergătorului și botezătorului Ioan, cu ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, oare celor întru sfinți părinții noștri și mari dascăle lumii și erari, Vasile cel Mare, Grigore Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Cură de Aur, oare sfinților Atanasii, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei, Nifon Patriarhul Constantinopolului, oare celor întru sfinți părinții noștri Nicolae, Arhiepiscopul Miralichii, Spiritul a primit din făcătorul de minuni, Calinic Cernicanu, Iosif cel Nou, Ion Nectare, Mitrofan, Areș și Sava, Varlam, Dosofei, Mitropolitul Moldovei, Petru Movilă, Mitropolitul Chievului și coale tuturor sfinților, sfințiților erari, coale sfinților, sfințiți mucenii, Ciprian, Ignatie, Irineu, Foca și Paralampie, oale sfinților marilor mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitre, izvorătorul de mir, Pantelimon, Teodor, Tirion, Teodor, Stratilat, Ivan cel Nou, și cu ale tuturor sfinților cuioși mucenici, Epitet și Astion, oale sfinților împărați mucenici Nicolae, oale prea cuioase mucenice Elisabeta, oale noului mucenic și mărturisitor și oale tuturor sfinților, bunilor, biruitori mucenici, oale Sfântului și întocmai cu apostolii Marele Cneaz Vladimir, oale binecredinciosului voievodul Ștefan cel Mare,
și sfânt. Oare prea cuvioșilor de Dumnezeu, purtători părinții noștri, Antonii și Eudosie de la Chieu Tăcerska, Sergei și Nicu de la Ratneș, Iob și Anfiloche de la Pocean, Serafim de la Sărov, Ambronze de la Optin, Antipa de la Valam, Alexei de la Bogosevo, Simeon nou, teolog și Loan Antonit bun, oare prea cuviosului părintele nostru, Paise de la Neam, oare prea cuvioasei noastre, Maci Parascheva, Maicii noastre, fără fericit Agate de la Tușlăuca, a cărui pomenire o să dușim, oare sfinților și reților dumnezești, părinții Achim și Ana, și oare tuturor sfinților, rugăm multe mult milostive, Doamne, auzi-ne pe noi păcătoșii, care ne rugăm ție și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Să ne fie nouă bună și viitor de oameni,
miluiește, Doamne, 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 miluiește. Încă ne rugăm și te întrucată cu Dumnezeu să audă glasul păcinii noastre și păcinilor și să ne iluțioască între noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, Sfântul Nicolae, Patriarhul Constantinopolului, Părinte Sfântul Nicolae, Părinte Sfântul Nicolae,